Chiar putem să ajutăm albinele? Da, voi puteți! O poveste de Katie Danes cu ilustrații de Rosen Hexie. Albinele au venit la noi. S-au aranjat în așa fel încât să alcătuiască o figură. Arată ca o fețișoară tristă. Iar acum au format o săgeată. Oh, ce-ar fi să le urmăm? Unde se duc acum? Hm, habar n-am. Haideți, spun albinele, vă ducem să vă întâlniți cu o regină. O regină? Ia uite, albinele pot să vorbească. Fiți atenți, a, ea, regina, trăiește aici, într-o gaură în pământ. Eu credeam că albinele trăiesc în stupi. Nu, nu, cele mai multe dintre noi își fac cuiburi și mai mult de jumătate dintre noi trăiesc în pământ. Noi ne îngrijim ouăle și puietul aici, înăuntru, vor fi în siguranță în pământ. Iar eu, spune o altă albinuță, îmi depun ouăle aici, jos, pe grămăjoare de hrană. Mm, doar albinele melifere, care fac miere, adică trăiesc în stupi. Nu știați asta, copii? Păi, stai puțin. Nu sunt melifere toate albinele? Întreabă fetița mirată. Noi, în mod sigur, nu suntem. Eu sunt o regină de bondar. Sunt o albină tăietoare de frunze? Eu. Ei, îmi pare bine să vă cunosc, mai majestate. Eu, spune o altă viețuitoare, sunt o albină miner. Iar eu, o albină dulgher, iar eu sunt adevărata albină meliferă pe care voi o știți. Uh, copiii spun, am văzut fețișoara tristă și săgeata. Aveți vreo problemă? Vă deranjează ceva? Ei, mă tem că da, viețile noastre sunt în pericol. Și sperăm că voi ați putea să ne ajutați. Așa ca niște supereroi? Întreabă un băiețel. Așa cred. Dar de unde vine pericolul? Cine sunt dușmanii voștri? Sunt oare iespile? Ar trebui să le distrugem, spun copiii pe rând. Nu, 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 viespile sunt în regulă. Și atunci, care e problema? Hmm, păi să vedeți, de fapt, oamenii reprezintă problema oamenii, adică noi, păi, sincer, în cea mai mare parte este vorba de a, adulți. Adulții? Dar ce vă fac ei? Păi, haideți să vă povestesc. Ei distrug florile când cosesc iarba. Asfaltează terenurile când stropesc ogoarele cu substanțe chimice dăunătoare, când taie copacii din păduri. Când elimină gaze nocive din mașinile lor și din camioane pe care le folosesc foarte mult, în curând nu vom avea niciun loc în care să putem trăi, și nu vom mai avea cu ce să ne hrănim. Și asta va crea probleme mari pentru o mulțime de ființe. Vai, am vrea, am vrea foarte mult să vă ajutăm, vom face! tot ce putem. Promitem, spun copiii în cor. Dar cum este posibil ca ajutându-vă pe voi să fim de ajutor și pentru alte ființe? De fapt, nu avem nevoie neapărat de miere, știți? Mie chiar nu-mi place, spune o fetiță. Și cele mai multe dintre voi nici măcar nu fac miere, completează și un băiețel. Hmm, Spune o albinuță meliferă. Cred că ar trebui să vă vorbesc despre superputerile noastre. Superputeri? Puteți să deveniți invizibile? Zburați mai repede decât o rachetă? Nu, ceva încă și mai grozav. Noi suntem polenizatori. Hmm. Ce-i acela un polenizator? Un polenizator este o vietate care parte transporta polen. Noi zburăm din floare în floare, sorbind nectarul dulce al florilor și răspândind pulberea numită polen din interiorul lor. Nectarul gustos ne dă energie polenul se prinde de perișorii noștri și se scutură în interiorul florilor pe care le vizităm după aceea. Și de ce ziceți voi că faptul că răspândiți polenul este o superputere? Păi nu este clar, pentru că plantele nu pot să crească fără el. Ele au nevoie de polen de la altă floare ca să poată să facă fructe și semințe? Și în acest fel, și voi veți avea ce să mâncați? Știi ceva, mie nu-mi prea plac fructele, prefer pizza. Oh, dragul meu, dar pizza n-ar mai fi pizza fără noi. Noi polenizăm florile roșilor de asemenea. Și ardeii, la fel, sunt tot în grija noastră. Și ceapa și verdețurile gustoase? Da, da, tot noi. De fapt, trei sferturi dintre culturile agricole din lume au nevoie de polenizatori. Chiar și bumbacul din care este făcut tricoul tău are nevoie de albine și de alte insecte ca să apară. Cerealele, în schimb, sunt polenizate de vânt. Florile bumbacului, însă, sunt polenizate de insecte. Apoi, florile se transformă în grămăjoare de bumbac. Și ce să vă mai zic, să nu mai vorbim de cafea. Este nevoie de 25 de trilioane de vizite ale albinelor la flori pentru a produce toate ceștile de cafea pe care le beau adulții în decursul unui an. Wow! Tatălui meu îi place cafeaua! Da, da! Este cu adevărat uimitor. Polinizarea este o activitate foarte utilă, declară în final o fetiță. Florile arborașului de cafea se transformă în fructe care conțin, în interior, boabe de cafea. Dar, dacă noi, polinizatorii, nu vom avea locuri unde să trăim și flori în care să ne găsim hrana, vom pieri cu toții. Și situația ar deveni foarte dificilă, și pentru toți ceilalți. O să vă spună la magazin: Nu mai am suc de mere și nici ciocolată. Părinților voștri le, vor, le voi spune că nu există nici cafea și nu mai sunt nici fructe și semințe pentru păsări și pentru alte animale. Și nu vor mai fi nici semințe din care să crească plante noi. Vedeți, viețile tuturor ființelor sunt strâns legate unele de altele, așa că fiecare dintre ele va fi afectată. De exemplu, noi polenizăm plantele. Cosașii mănâncă plantele. Șoarecii de câmp mănâncă cosași, iar uliul șorecar mănâncă șoareci. Se Pot trasa săgeți ca să arate cine pe cine mănâncă, ca să înțelegeți mai bine. Se numește lanț trofic de hrană. Plantele se află la baza lanțului trofic, iar lanțurile trofice se întrepătrund, formând o rețea trofică mult mai mare. Dar, fără polenizatori care să ajute la apariția de plante noi, multe lanțuri s-ar rupe iar celelalte ființe care fac parte din ea ar flămânzi o oh o -oh, atunci este nevoie să protejăm polenizatorii dar maiestatea voastră chiar nu va mai rămas niciun loc în care să trăiți mă gândesc eu că lumea asta este atât de mare iar voi sunteți atât de mici să știi că ne este din ce în ce mai greu să trăim, pentru că oamenii ocupă părți tot mai mari din planeta noastră, cu construcțiile și șoselele, și fermele, și minele, și gropile de gunoi ale lor. Deja, suprafețe imense de păduri și pajiști naturale au fost distruse. În unele locuri, chiar până la 90% din peisajele naturale au dispărut. Copiii sunt din ce în ce mai triști. Este îngrozitor, spune o fetiță. Ce s-ar putea face? Noi, să știi că noi am putea să împărțim, de fapt, terenul cu voi. Da, da, chiar vă rugăm, asta trebuie să faceți. De ce nu trăiți și voi în fermele noastre al binutelor? Da, da, ai dreptate, în ferme cresc o mulțime de plante. Ne-ar plăcea să facem asta, dar Multe ferme nu mai au acum locuri în care să ne adăpostim copacii, tufele și florile de câmp au fost înlăturate pentru a se obține o goare mai mare pentru tractoare mai mari. Și v-am spus, mulți fermieri folosesc substanțe chimice. Aceste substanțe ajută plantele să crească mai repede și omoară dăunătorii care rod plantele. Dar vedeți voi, ele omoară și albinele. Păi și atunci, cine mai rămâne să polenizeze florile? Nimeni? Se întreabă îngrijorați copiii. Fermierii trebuie fie să comande camioane cu stupi cu albine sau să încerce să polenizeze manual florile dacă vor continua așa. Și nu numai polenizatorii sunt buni pentru ferme, râmele, buburuzele și alte vietăți pot să fie de asemenea extrem de folositoare, să știți. Toate ar spune, în cor și cu putere, vă rugăm, nu ne stropiți cu chimicale, noi suntem aici ca să vă ajutăm. Noi facem ca solul să fie sănătos pentru creșterea plantelor, iar noi consumăm dăunătorii. Ferma de afine de cultură organică de lângă noi lasă să crească și flori pe lângă câmp, pe lângă tufele de afin. Ați putea veni să trăiți acolo, spune un băiețel vesel. Da, da, pare un loc bun, spune regina. Dar în acest caz, fermierul are mai puțin teren pentru cultura de afine. Dar fermierul, spune, este în regulă pentru mine eu economisesc banii pentru că nu sunt nevoit să cumpăr substanțe chimice sau să comand stupi. Wow, e minunat! Uite, așa fermierii pot să ajute albinele, împărțind terenul cu ele. Ura! Ne plac fermele prietenoase cu noi, albinele! Dar cum ar putea și alte persoane să ajute? N-ați vrea să împărțim și spațiile din orașele noastre cu voi? O, oh, ce bine ar fi copii! Ba da, cu cea mai mare plăcere din partea noastră, dacă în ele va fi și vegetația abundentă. Da, copii, noi am putea să plantăm mai multe flori pentru voi în parcurile noastre în care ne jucăm și în grădinile de acasă, ba chiar și în jardinierele de pe pervazul ferestrelor. Ce bine ar fi! Ar fi foarte drăguț dacă ați face asta, copii! Vă mulțumim! Și a putea să ne amenajăm mai multe grădini pe acoperișuri, chiar cu stupi de albine în ele, spune o fetiță. Și să lăsăm să crească plante agățătoare pe zidurile caselor, să construim poduri verzi pentru natură și să plantăm flori pe acoperișul stațiilor de autobuz. Ar fi o idee bună! Wow, wow, e minunat! Nici nu ne-am gândit la lucrurile acestea! Ne-ar ajuta cu adevărat! Am putea lăsa și terenul pe care, pe care să crească vegetație naturală. Ne place să ne facem cuiburi în locuri cu ierburi înalte și ați putea să ne construiți niște hoteluri pentru albine. Sună amuzant, știu. Hoteluri? Pentru albine? Întreabă nedumerit un băiețel. Știi tu, noi nu avem nevoie de paturi sau de dușuri. Ar fi de ajuns câteva tuburi de lemn goale pe dinăuntru. Dar copacii? Le pot fi în vreun fel de folos albinelor? Întreabă un băiețel mic. Da, da, unele dintre noi trăiesc în copaci și tuturor ne plac florile copacilor. Fiecare arbore face flori doar pentru foarte scurt timp, din aprilie până în mai. Dar diferitele feluri de arbori înfloresc în perioade diferite ale anului. Așa că ar trebui să plantăm mai mulți copaci de mai multe feluri. Și să alegem o mare diversitate de specii de arbor, cum vă spuneam, ca să înflorească rând pe rând din iunie până în iulie, din septembrie până în octombrie, în diferite anotimpuri. Și așa am face progrese în ajutorul dat al binelor? O, da, dragul meu! Cu cât sunt mai mulți copaci, cu atât este mai bine. Copacii plantați în lungul străzilor fac să existe legături între spațiile cu flori, pentru ca noi să putem să zburăm de la unul la altul. Să știți că unele albine au nevoie să viziteze 2000 de flori pe zi, ceea ce înseamnă o mulțime de flori. Mm... Am și o întrebare. N-ar fi bine să existe mai multe flori de câmp pe marginea șoselelor? Wow, îți mulțumesc! Este o idee foarte bună! Există atât de multe șosele că pe lângă ele ar putea să crească 2 milioane de flori, nu 2000, sau chiar 2 miliarde. Am putea să realizăm trasee pentru albine prin toată țara. Ar fi minunat ca o hartă de șosele pentru albine. Dar altceva, vă rugăm, nu s-ar putea să nu mai goniți pe șosele cu mașini care elimină gaze de eșapament toxice? Aceste gaze ne fac tare rău, tușim. Știi ceva, și mie îmi fac rău, răspunde repede un băiețel pot să-mi provoace o criză de astm și să facă să-mi fie foarte greu să respir. Sunt nevoit să folosesc de două ori pe zi inhalatorul preventiv, așa ca să pot să mă simt mai bine. Aerul ar fi mult mai curat pentru toată lumea dacă mai mulți oameni ar merge pe jos sau cu bicicleta. Eu așa fac să știi. Merg toată ziua cu bicicleta și ar trebui să facem mult mai multe piste de biciclete și alei pietonale. Să plantăm copaci și flori pe marginea drumului este alt lucru pe care putem să-l facem. Și să ajungem să facem ca pe șosele să nu mai circule decât vehicule electrice. Ele nu elimină gaze de eșapament nocive. Aerul proaspăt și natura mă fac să fiu foarte fericit, foarte, foarte fericit. Atunci simt că nu mai am nevoie de tratament. Pentru călătorii la distanțe mai mari am putea folosi autobuzul sau trenul. Eu mă gândesc că un autobuz poate să transporte mai mulți oameni decât un 10 mașini, iar trenul poate să transporte mai mulți oameni decât o sută de mașini. A notat cineva toate aceste idei? Sunt atât de multe lucruri pe care ar trebui să le ținem minte. Da, da, răspunde o fetiță. Am schițat eu aici toate astea. Ia uitați-vă ce a ieșit! Albinele au o superputere. Sunt polenizatori. Albinele transportă polenul, așadar, florile se pot transforma în fructe cu semințe. Fără polenizatori, nu am avea nimic din toate acestea. Trei sferturi din toate culturile agricole n-ar mai putea să crească fără albine. Tot fără albine, n-ar fi semințe și plante noi. Lanțul trofic s-ar rupe! și în curând și oamenii ar spune, N-a mai rămas nimic de mâncare. Albinuțele sunt triste. Nu mai avem nicăieri un loc de trăit în mijlocul șantierului și avem numai necazuri, insecticide, defrișori, șantiere peste șantiere. Așa că cele mai bune soluții și ele sunt o mulțime, ar fi să existe cât mai multe ferme prietenoase cu albinele, să împărțim terenul cu alții, să plantăm cât mai multe flori și cât mai mult arbori pentru fiecare anotimp. Noi, oamenii, ar trebui să le dăm albinelor un loc de trai, să le facem câte un hotel, să lăsăm natura în voia ei, să nu prea tundem iarba, să le facem cuiburi, să creem trasee pentru albine. Wow, copii, spune regina, cred că v-ați ocupat de toate lucrurile, sunteți uimitori. Am vrea ca toți oamenii să știe lucrurile pe care le știți voi acum. Păi atunci trebuie să arătăm tuturor aceste schițe, spune fetița cu caietelul. Așa vor putea să afle și ei despre situația albinelor. Mătușa mea, știu eu, are o imprimantă, cred că vom face o mulțime de copii ca să răspândim informațiile. Am putea să le împărțim la școală după ore și sperăm că și prietenii noștri le vor arăta familiilor lor. Și uite așa, chiar putem să le ajutăm pe albine! Ura! Pe albine și pe ceilalți polenizatori! Și în felul acesta pe toate ființele din întreaga lume, inclusiv pe oameni sau mai ales pe oameni. Vă mulțumim din tot sufletul albinuțelor. Vă mulțumim pentru că sunteți polenizatori extraordinari. O să mă gândesc la voi diseară când voi mânca pizza. La revedere. Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul este posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!